Colegiul Național Decebal din Deva a fost sâmbătă gazda etapei naționale a concursului european de proiecte de voluntariat Bert Mason Young Ambassador, organizat de districtul Lions 124 România și clubul Lions Sarmi Segetuza Deva, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara. La faza națională de la Deva au participat 40 de concurenți, calificați după etapele locale și regionale. Concursul Tânărul Ambasador este un concurs internațional adresat elevilor de liceu care își propune nu doar să dezvolte spiritul de voluntariat și dorința de a face ceva concret pentru comunitate, ci și să încurajeze inițiativa individuală a tinerilor prin punerea în practică a ideilor de voluntariat, dar în același timp să dezvolte abilități de exprimare liberă, oratorice și antreprenoriale. Cu acești tineri putem schimba lumea. Și prin proiectele pe care ei le-au prezentat astăzi în cadrul concursului Tânărul Ambasador, au făcut dovada acestei intenții și ei merită sprijinul, merită ajutorul nostru al cluburilor Lions, al comunităților din care fac parte, pentru că sunt tineri foarte valoroși. Ne-am dorit să dăm o amploare mai mare în acest an și în următorii acestui concurs de proiecte destinat tinerilor, pentru că împreună cu cluburile Lions din întreaga țară, tinerii aceștia pot să aducă nu numai plus valoare, dar într-adevăr pot să schimbe ceva în comunitate. Sunt foarte bucuros că împreună cu echipa mea și cu sprijinul autorităților locale și județene din întreaga țară am reușit să dăm o notă de olimpiadă școlară a acestui concurs. O olimpiadă inedită, în care punem în valoare abilitățile de voluntariat ale tinerilor noștri. Competențele sunt necesare, dar nu și suficiente pentru a avea țara la care visăm. Implicarea civică a voastră este deopotrivă la fel de importantă și fără ea nu se poate. Deci felicitări pentru proiectele pe care le-ați propus, sunt convins că toate sunt faine și indiferent de rezultatele la care concursul va ajunge, munca voastră este importantă și noi Lions apreciem extrem de mult ceea ce ați făcut pentru comunitate. Felicitări organizatorilor concursului, felicitări guvernatorului nostru pentru că implicarea lui personală a permis ca Young Ambassador să atingă această scară neatinsă până în anii precedenți. Vă mulțumesc și succes tuturor! Vă felicit pe fiecare pentru că ați decis ca astăzi să veniți să vă prezentați proiectele, vă încurajez să mergeți acasă, încărcați cu energie și să vă prezentați proiectele din nou cluburilor sponsor care v-au adus astăzi aici. Chiar dacă nu veți fi câștigători cu toții, proiectele voastre pot fi câștigătoare de acolo de unde veniți. Vă rog să vă implementați proiectele pentru că se poate. Vă mulțumesc tuturor pentru buna organizare, pentru buna desfășurare. Vă urez mult succes tuturor și nu vă pierdeți speranța. Proiectele voastre pot fi puse în aplicare dacă vă doriți. Cereți ajutor! Fiecare concurent a fost apreciat de un juriu format din profesori de limba engleză, jurnaliști și consilieri școlari. Iar la final, prezentarea proiectului în rezumat a fost făcută și în limba engleză. Temele abordate de tineri au fost din domenii diverse de mare interes, cu o arie largă de acoperire și care propun soluții pentru rezolvarea unor probleme de mare actualitate. După câteva ore de emoții au fost desemnați și cei trei câștigători. Proiectul meu se numește Horizonted și aduce o strălucire și un punct de creativitate și inovație în societatea parte din regiune, dar nu numai, și implică tinerii, dar și adulții din comunități la un exercițiu de creativitate bazat pe proiectarea 3D. Proiectul meu astăzi a constat din crearea unei platforme ce are ca scop scoaterea României din
topul european al țărilor la categoria mamelor minore. Prin intermediul acestei platforme, tinerii, dar și adulții se pot informa despre educația lor sexuală, dar și despre mult mai multe alte subiecte pe care le puteți afla pe site. Astăzi am prezentat proiectul intitulat Alianța Digitală a Tinerilor din România, o inițiativă sub forma unui call center menit să ajute tinerii din România care suferă un abuz digital, primind sprijin emoțional și îndreptându-i pe aceștia spre autoritățile competente ca să le rezolve problema și colaborând cu platformele de social media și companiile de tehnologie pentru a le rezolva problemele din acest. Premiile pentru etapa națională au fost acordate de către districtul Lions 124 România și au constat în premiul 1 2000 de lei, premiul 2 1500 de lei, premiul 3 1000 de lei, iar banii premiului trebuie cheltuiți pentru proiectele câștigătoare. S-au acordat și mențiuni și mențiuni speciale. Etapa europeană a concursului Tânărul Ambasador va avea loc la Bordeaux în luna octombrie acestui an în cadrul Forumului European Lions 2024.